Ați prins câteva sărbători, așa e? Copii, cam câte sărbători ați prins de Crăciun? Hai să văd. Câte? Cât? 9? 10? 15? 12? 7? Da? 3 numai. Pentru unii numai 3 au fost. Și atunci le-au simțit, da? Nu știu când a fost primul vostru Crăciun. 3, 4, 5, da? Și atunci aia ți le amintești, celelalte nu. Eu mi-aduc aminte că am primit o, pe vremea mea, o ambulanță cu telecomandă. Și am fost gata. Crăciunul ăla nu o să-l uit niciodată. Altceva nu mi-aduc aminte decât un cadou. Un cadou care mi l-au adus niște prieteni de familie și m-am bucurat enorm de el. Mai târziu, am mai crescut un pic mai mare și am înțeles că, de fapt, Crăciunul nu înseamnă numai cadou, așa-i? Dar ce mai înseamnă Crăciunul? Nașterea, da? Adevărul este că cel mai mare cadou nu este cel care o să-l primiți în seara aceasta. Să mă iertați că v-am divulgat ceva, da? Sau știați? Știați deja? Veți primi un cadou în seara aceasta, dar cel mai minunat cadou, știți care este? Cel care a venit din cerul. Celelalte cadouri, noi am primit multe cadouri. Mașinuța mea, să știți, nu o mai am. Erați convinși de asta, nu? Am desfăcut-o la un moment dat să văd cine face nino-nino în el. În ea, în mașină, da? În lăuntru. Cadourile nu stau prea mult, nu țin foarte mult, așa-i? Ne jucăm cu ele, stau în vitrină, mâine stau pe jos și apoi mâine stau sub pat, nu? Nu stau sub pat, facem curat, nu? Bun. Sunt tot felul de cadouri. Dar cel mai minunat cadou, cel mai minunat cadou este Domnul Iisus Hristos. Știți ce am eu aici în mână? Ce? O Biblie, da? Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi despre sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos sau sărbătoarea întrupării, noi aflăm toate lucrurile de unde? Din Biblie. Noi de acolo ne inspirăm și de acolo aflăm toate lucrurile. Știți că din Biblie mai aflăm ceva? Cu mult timp în urmă, cu foarte, foarte mult timp în urmă, Domnul Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Uitându-vă la aceste imagini, ce anume vedeți voi că a creat Dumnezeu? Vedeți până acolo? Ce a creat Dumnezeu? Stele, lumină, munții, da? Uscatul, animalele. Ne-a creat pe noi, oamenii, da? Și ne-a creat foarte frumoși. La început, oamenii aveau o relație perfectă cu Dumnezeu. La început, oamenii iubeau pe Dumnezeu și Adam și Eva, știți că aceștia au fost primii oameni, în fiecare zi vorbeau cu Dumnezeu. Dumnezeu venea în prezența lor și ei vorbeau acolo în prezența lor, a lui Dumnezeu cu el. Primii oameni creați de Dumnezeu, știți ce au făcut? Mai târziu nu l-au ascultat. Ce au făcut ei? Au păcătuit, da? Păcatul înseamnă tot ceea ce facem, spunem sau gândim și nu ascultăm pe Dumnezeu. Asta înseamnă păcatul. Prin care supărăm noi pe Dumnezeu, da? Și adevărul este că Biblia spune așa, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Însă, Dumnezeu a făcut ceva pentru noi. Acum, haideți să ne imaginăm un pic. Cum se numește acel om care coboară în lumea subacvatică? Cum se numește acel om care coboară în lumea subacvatică și ne dă informații? Mulți dintre noi n-am ajuns acolo, dar știm câte ceva despre lumea subacvatică. Cum se numește? Diana, spune tu. Scafandru. Foarte bine, da? Scafandru. Știu că știți și voi, am văzut mai multe mâini ridicate. Însă dacă noi n-am avea acești scafandri, n-am ști ce se întâmplă în lumea subacvatică. Dar vreau să vă întreb ceva. Dacă omul acela își ia niște lopeți din acelea, da? Niște, nu știu cum se numesc, da?
Cum se numesc picioarele alea mari? Un fel de lopățele, da? Cum? Cum se numesc? Înotătoare. Bun, foarte bine. Uite cine merge la not știe, da? Înotătoare. Și chiar dacă omul și ia acele înotătoare, chiar dacă și ia ceva pe față să aibă oxigen în apă, că altfel nu reușește doar să respire acolo, cu toate acestea vreau să vă întreb. Omul acela este un pește? Nu. Cum nu? Dar dacă și ia costum din acela care arată chiar ca un pește auriu? Tot nu e un pește. Nu. Nu se poate transforma. Nu. Numai în desene animate, nu în povești. Dar, într-adevăr, așa este. El rămâne tot om. Însă Dumnezeu, din ceruri, Iisus Hristos, știți că a venit la noi? Da. Domnul Iisus Hristos, El n-a fost creat atunci când s-a născut pe pământ acum 2000 de ani. Domnul Iisus Hristos s-a făcut om. El era dintotdeauna ca Dumnezeu, din veșnicie, și a venit și s-a întrupat. A luat un trup ca și noi. Și s-a născut ca și voi. Domnul Iisus Hristos ne iubește foarte mult, foarte mult. Deci ne uităm la imagine, da? Cum suntem noi după ce păcătuim? Facem lucruri rele. Ce facem? Urăm, da? Vorbim lucruri urâte? Sau mințim? Sau nu spunem adevărul părinților? Sau gândim rău despre altcineva, despre un coleg, despre o colegă și vorbim răutăcios? Însă, cu toate acestea, nu pentru că facem lucrurile acestea, ci pentru că ne-a creat Dumnezeu, Iisus Hristos ne iubește pe fiecare dintre noi. Ne iubește foarte, foarte mult. De aceea Dumnezeu din cerul Tatăl l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră, să se nască într-o iesle. Atât am știut noi să-i oferim. El s-a coborât tare mult și s-a făcut? El s-a făcut om. Nu ca acel cascavandru care nu se poate face pește, ci ca să ne poată mântui, a trebuit să se facă om. Să nu uitați, Crăciunul este despre Domnul Iisus Hristos. Despre cum El, dintotdeauna, care a existat dintotdeauna, a venit la noi și s-a întrupat și a luat trupul acela de om și s-a făcut cu adevărat om. N-a fost așa o imagine doar. A fost cu adevărat om. De aceea Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă ne uităm în Biblie, din Biblie aflăm mai multe lucruri. În primul rând aflăm că Domnul Iisus Hristos iubește copiii. Așa e? Da. El i-a luat în brațe, i-a binecuvântat, i-a chemat la El. La un moment dat niște ucenici au fost mai răutăcioși. Și au zis, auzi și ceva, Învățătorul, Domnul nostru Iisus Hristos, are treabă, vorbește lucruri serioase cu oameni maturi, cu oameni mari. Și Domnul Iisus i-a certat pe ucenici și a spus, lăsați copilașii să vină la mine. Așa scria pe invitația voastră. Eu m-am uitat pe Facebook, pe internet și am văzut că așa era pe invitația voastră. Lăsați copilașii să vină la mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Și El i-a binecuvântat. Ce a mai făcut Domnul Iisus Hristos? Bineînțeles, Domnul Iisus Hristos a fost acela care a spus valurilor mării, taci fără gură. Și marea s-a liniștit, a liniștit furtuna, Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos a făcut mari lucrări minunate. Domnul Iisus Hristos a înviat oameni din morți. Știți pe cine a înviat? O persoană, măcar spuneți-mi. Pe Lazar, da? El e aici în imagine. L-a înviat pe Lazar. Domnul Iisus Hristos avea puterea aceasta, pentru că a fost și este Dumnezeu. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos a îngrijit și de nevoile oamenilor. Când oamenii erau și l-ascultau, cum vi s-a făcut și vouă un pic de foame, nu? Toată ta călătorie de la Băleni, Gălinești, Ocnă. Domnul Iisus nu i-a trimis acasă și a zis, nu, mergeți și mâncați acasă. Și Domnul Iisus ce a făcut? I-a hrănit, a mulțit peșteșorii și a mulțit pâinile. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Și deși Domnul Iisus Hristos a făcut lucruri frumoase, minunate, pentru oameni. Și ce au făcut oamenii cu El? Ce au făcut oamenii cu El? L-au răstignit. Erau oameni care îl urau pe Domnul Iisus Hristos. Și l-au răstignit. De aceea, Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce ca să ne mântuiască pe noi de păcat. Din relația aceea de rușine, vorbele acelea urâte, murdare, gândurile acelea, faptele acelea, Domnul Iisus Hristos vrea să ți le ierte. Nu mai trebuie să vii la Domnul Iisus Hristos. După ce Domnul Iisus Hristos a murit, ce s-a întâmplat? L-au pus unde l-au pus? Într-o peșteră, într-un mormânt, da? Așa erau mormintele la evrei, ca o peșteră. L-au pus acolo într-un mormânt
Și apoi Domnul Iisus Hristos a înviat. După aia s-a ridicat din cer, da? Bun. Domnul Iisus Hristos a fost pus într-un mormânt și a treia zi, cum spune Biblia, ce a făcut? A înviat. A înviat și s-a arătat ucenicilor. Îl vedeți acolo și pe Toma? Nu știu dacă era în imaginea asta, dar oricum, în următoarea săptămână a fost și el. Domnul Iisus Hristos a înviat și ucenicii lui l-au văzut. L-au văzut și alți oameni. Și vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos este cu adevărat viu. El trăiește și El poate să ne ierte nouă păcatele. Domnul Iisus Hristos a învins moartea și împreună cu El ne poate duce și pe noi. Știi ce face Domnul Iisus Hristos astăzi? Din cerul Lui? El care a lăsat Crăciunul acesta să fie o bucurie pentru noi toți. Domnul Iisus Hristos și astăzi îi cheamă pe toți copiii la El. Domnul Iisus Hristos și astăzi îi cheamă pe adulți la El. Îi cheamă pe toți să vină la Domnul Iisus Hristos. Dacă vii la Domnul Iisus Hristos, vreau să spun un lucru. Vei iubi rugăciunea și vei începe să te rogi și vei începe să-L cunoști pe El. O să-ți placă să citești din Biblie, să afli cât mai multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos. Și așa cum o să vă spunem noi la urmă, să poți participa ca și acești copii învățând în fiecare săptămână câte ceva despre Domnul Iisus Hristos. În Roman, capitolul 10, spune așa. Dacă deci mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, vei fi salvat. Asta ne dorim tare mult pentru voi, pentru sufletele voastre, pentru părinții voștri și pentru noi. Dumnezeu, mă rog ca El să vă binecuvinteze. Și pe măsură ce îl veți chema în inima voastră, poate și în seara aceasta, mergând acasă și uitându-vă la cadoul pe care l-ați primit, să zice, Doamne, îți mulțumesc, pentru că Tu ai venit și pentru mine să mă salvezi. Să-i spui în rugăciunea ta, poate alături de mămica, de tăticul, Doamne, îți mulțumesc pentru că ai venit să mor pentru mine. Doamne, îmi pare rău că Te-am supărat, Am supărat pe părinți. Și să poți să-L chemi pe Iisus Hristos în inima, în inima ta. Aș dori tare mult să vă mulțumesc la toți că ați ales să participați împreună cu noi la acest concert. Îmi pare rău pentru mulți copii care ar fi putut fi aici și nu sunt. Voi sunteți binecuvântați de Dumnezeu că ați ales să fiți aici. Ma mai mult, o să primiți și un cadou. Ba mai multe. Să fie un cadou special pus într-o cutie. Și o să vă spun ceva despre acest cadou. Vreți să știți ceva despre el? Da. Voi știți un pic de ceva despre el, dar poate voi nu știți. Acest cadou, să știți că vine de departe. Unele vin din Germania, altele vin din Finlanda, din Anglia, nu știu exact de unde vin toate, dar poate voi o să descoperiți. De multe... Nu vine de la Polonia, sigur. Sigur nu vine de la Polonia. O să vedeți înăuntru cadoului, o să găsiți o felicitare. Unii o să aveți felicitare, poate alții nu. Dar cel mai mult o să aveți felicitare și acolo o să fie cineva care vă scrie. Scrie numele și... că vă trimite felicitări, da? De sărbători. Acolo, copii ca și voi, de 6, 7, 8, 10, 12, 14 ani, s-au gândit și au zis, uite, aș putea să mă duc să cumpăr de la market, pe lângă cadourile pe care mi le cumpăr pentru mine sau pentru alții, vreau să trimit în România, la niște copilași de acolo, un cadou. Aș vrea să pun acolo, poate o periță de dinți, poate un săpunel, poate o jucărie, nu știu ce veți găsi voi în cadourile voastre, dar vreau să știți că fiecare cadou este unic. Știți de ce? Pentru că sunt trimise de niște copii unici. Nu le-a făcut cineva la grămadă acolo și a zis, nu, hai să dăm cadou. Așa că vreau să prețuiți foarte mult acest dar. Ba mai mult, aș vrea să nu vă uitați în cadou celuilalt, zici, a, dar tu ai primit mai mult decât mine, sau la tine e altă jucărie, dar vreau și o jucărie ca ta. Vreau să știți că Dumnezeu a trimis, prin aceste cadouri, la voi un gest de dragoste. Și trebuie să-L prețuiți și spuneți, Doamne, îți mulțumesc, n-am avut nimic înainte, dar acum, uite, am în fața mea un cadou care mi l-a trimis un alt copil dintr-o altă țară. Și să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru acel cadou. Pentru că acele cadouri mai sunt și altele. O să primiți ceva dulciuri din partea cuiva de la Baia Mare, din partea cuiva de la Sighir. Sunt mai multe lucruri care o să le primiți acolo. Să vă bucurați de toate.
Dar să nu uitați când vă bucurați de toate lucrurile acestea, să nu uitați de Domnul. De cel mai minunat și cel mai măreț cadou. Care este acela? Domnul Iisus Hristos. Aș vrea tare mult să-L observați în fiecare zi. L-ați văzut pe Moșu Petru? Da. Da? Lui, el a vrut tare mult să facă ceva pentru Domnul Iisus. Și Domnul Iisus i-a spus, o voi veni la tine. Și el s-a uitat, unde, Doamne, unde ai fost? Unde, când te-am văzut eu gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut eu flămân și ți-am dat să mănânci? Când am făcut eu lucrurile acestea? Și Moș Petru n-a observat și n-a văzut că, de fapt, acolo era Domnul Iisus Hristos. În acei oameni întruchipați, oameni cu nevoi, oameni cu probleme. Aș vrea să fiți buni de Crăciun. Dar nu vreau să fiți buni numai de Crăciun. Poate din ceea ce primiți voi să dați și la altcineva care n-a fost astăzi aici. Să-l încurajați, să-i spuneți și eu am primit ceva bun. Sau la rândul vostru, voi să faceți un cadou la altcineva. Și spunându-i, uite, așa cum îți dai eu acest cadou, așa Dumnezeu din ceruri mi l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. În momentele care urmează, eu aș vrea să ne rugăm. Suntem aici la biserică și fratele păstor Timotei este cu noi. O să rog tare, tare mult să ne conducă într-o rugăciune și să conducă inimile noastre într-o rugăciune. Noi ne rugăm, când ne rugăm, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. De aceea închidem ochii, apropiem mâinile ca să nu facem nimic altceva și să ne gândim doar la Domnul Iisus Hristos. Și în momentele care urmează, vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru cadoul extraordinar, minunat venit din cerul. Domnul Iisus Hristos. Rog pe fratele Timotei să vină și să ne conducă în rugăciunea aceasta.